În aplauzele și uralele publicului de aici și în șoaptele tandre și în mângâierile celor care ne privesc pe facebook.com/KissFM România, o chem în scenă pe Andreea Bănică! Așa după inimioare. Ce frumos. Voi, le aveți la voi? Inimioarele? Da! Alea de iubire? Corasă? Da? Du, du, du. Bate? Bate! Bine, hai să vedem dacă ne putem cabla. Avem și noi de băgat o chitară. Așa se întâmplă cu... Răzvan a spus că dacă era Chuck Norris nu se mai întâmpla treaba asta. Așa că luați aminte? Ia să vedem. Așa. De obicei nu prea stau jos. Mai mult în picioare. Mult mai ușor de cântat. V-am pregătit 3 cover-uri, așa. Din suflet, din corazon. Dar o piesă foarte, foarte cunoscută pentru toată lumea. Așa că va trebui să mă ajutați, da? Hai să vedem mâine. E la modă, hai sus palmele, chic. Așa. Bravo! Ha! No sé, no sé, así você me mata. Ay, se te pego, ay, ay, se te pego. Delicia, delicia, así você me mata. Ay, se te pego, ay, ay, se te pego. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Sus! Ah, já. Este piesa mea preferată. Nu știu dacă știți sau ați auzit de Pixie Load. Da. Cry Me Out. Da. Da. Ei, hai să încercăm să cântăm împreună, da? Hai să-i...
was broken. Back then I believed you, now I don't need you no more. The ping on your phone proves you were alone, she was with you. Da! Așa m-a întrebat pe mine un profesor de istorie, fostul meu profesor. Domnișoara Bănică. N-are rost. Chuck Norris. Așa, spunea, se uita la mine așa în bancă. Domnișoara Bănică. Doar? Da, domn profesor, să trăiți. Era dimineața, ora, normal. Dormi? Nu, domn profesor, se întrează. Ai căzut un butoi cu melancolie? Sau te gândești la nemurirea sufletului? Domn profesor, nici una, nici alta. Mă rog, oricum, certică m-a trezit de câteva ori la școală. O să continui de data asta cu o melodie românească. Să mor de dragoste rănită. Ah. Wow! Pentru că eu iubesc pe Angela Simile. Lacrimă de icoană, e viața uneori. Cuprerând obrazul până-n suflet, umbra de amintire îți spune iartă, e păcat. Unei clipe s-o măsor.
dragoste de tine. Gândul parcă-mi plânge din dragoste de tine. Să vă uitați, tu îți dai seama ce ai făcut acum? Tu îți dai seama că iubitele stau lângă băieți și le dau un teuismă, mă, ce un teuismă? Eu nu i-am dat niciodată soțului meu un teuismă. Nu, i-am zis, uite-te. Și cum a rămas până la urmă? De 18 ani împreună. Mulți înainte! Felicitări, mulțumim foarte mult, Andreea Benito!